Zi de sărbătoare a fost duminica aceasta în parohia năsăudeană Rebra. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. În cuvântul de învățătură, înalt preasfinția sa a vorbit despre pocăință și întoarcerea omului la Dumnezeu. Subiectul predicii mele, inspirat din Evanghelia ce s-a citit, îl intitulez așa: Canonul de pocăință este medicament de tămăduire pentru sufletul rănit de păcate. Tragem o învățătură extraordinară din această Evanghelie, și anume că din starea de apăsare, din starea de chinuire sufletească, nu ne poate scoate decât o pocăință sinceră și adevărată. Așa cum a făcut Zacheu. Acum această lucrare are mai multe etape. Întâi de toate, conștiința ta, cugetul tău, este chinuit de relele pe care le-ai făcut. Și ca fiul risipitor, la un moment dat, își zici, gândindu-te la Dumnezeu: Doamne, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, dar primește-mă măcar ca pe unul dintre argații tăi. Întâi de toate părerea de rău pentru toate păcatele făcute, apoi mărturisirea lor cu gura în fața duhovnicului tău, apoi duhovnicul îți dă canon și dezlegare ca să te poți împărtăși. La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiat parastasul pentru ctitorii și preoții care au slujit în biserica din Parva. Mulțumesc preoților și tuturor credincioșilor care, iată, astăzi ați împodobit atât de frumos biserica parohiei noastre. Chiar dacă de multe ori preoții venim și slujim, fără dumneavoastră ca și credincioși, biserica rămâne goală și biserica rămâne doar acea biserică de zid. Este nevoie și de biserica sufletului și de prezența dumneavoastră ca toată această slujire a noastră să fie una completă și binecuvântată de Dumnezeu. La Rebra, doar în luna septembrie, numai anul trecut, am instalat un nou preot. Înalt preasfinția sa a venit astăzi să-l vadă atât pe Doru Plăian, noulor preot a credincioșilor parohiei Rebra, cât și pe credincioșii Rebrei, pe care de altfel îi vede mereu în drumurile pe care le face către mănăstirea Rebra. Astăzi, în chip special, i-a dat sfaturi preotului, i-a văzut așezarea, o foarte bună așezare, care semnează acomodare la condițiile noi în care slujește, și nu numai lui i-a dat sfaturi, ci și comunității ortodoxe de aici, care însumează peste 2000 de suflete. Mitropolitul Clujului a primit în dar o monografie a localității scrisă de domnul profesor Viorel Rus. Vreau să vă spun că tradițiile noastre creștine sunt vechi. Am găsit în cercetările mele ca cel mai vechi preot al satului, la 1698, părintele Vasile, iar de atunci s-au succedat până în prezent mai bine de 20 de preoți. Creștini au fost rebrenii și creștini vor fi întotdeauna, și în primul rând ortodoxi, pentru că ortodoxia este credința neamului nostru. Mitropolitul Clujului le-a împărțit tinerilor prezenți la slujbă cărți de rugăciuni.